Andra și Cătălin Măruță și-au împodobit de o săptămână casa de Crăciun. Au avut alături mai multe ajutoare, iar rezultatul e unul spectaculos. În urmă cu aproximativ 6 ani, Andra, Cătălin Măruță și cei 2 copii ai lor, David și Eva, s-au mutat în casa din voluntari, unde au tot confortul. Iată că acum, cu aproximativ 1 lună înainte de Crăciun, Andra și Cătălin Măruță și-au decorat casa. Nu au fost singuri, au avut nenumărate ajutoare. Primii sunt copiii lor, bona micuților, dar și nenumărați prieteni, iar la final li s-a alăturat și bucătarul Nicolae Tand. Au filmat întregul proces și le-au arătat și fanilor cum s-au descurcat. Dar și cum și-au împodobit casa. În sufragerie au bradul, care nu este natural, în care au pus multe globuri spectaculoase, chiar și flori, dar și funde și pene. Totodată, în casă au mai multe figurine de Crăciun, reni îmbrăcați în haine roșii, dar și multă beteală verde pusă pe scările care duc la etaj. Chiar și ușa de la intrare au decorat-o, nu numai că ascultăm colinde de câteva săptămâni datorită turneului de colinde, ei bine acum suntem și înconjurați de magia sărbătorilor. Poate sunt oameni care zic că e prea devreme, dar noi iubim Crăciunul și ne place să ne bucurăm o lună întreagă de el, nu numai în luna decembrie. Deci nu e niciodată prea devreme. A transmis Andra. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.